Iov, perseverența sfinților. Iov este un om plăcut și foarte apreciat de Dumnezeu. Așa începe istoria lui. Numai că se trage cortina la o parte, intrăm în spatele scenei și participăm acolo la o ședință a lumii spirituale la care apare și adversarul. Iov nu știe nimic din ceea ce se întâmplă în spate. La acea ședință, la acel consiliu ceresc, Satan îl acuză pe Dumnezeu de faptul că oamenii supuși Iov îi este loial doar pentru că îl mituiește cu bunăstare și cu sănătate și cu familie și așa mai departe. Dumnezeu acceptă provocarea și dă pe mână averea și sănătatea lui Iov. Satan le face praf. Iov perseverează în credința lui și nu întoarce spatele lui Dumnezeu. Trei prieteni vin în vizită cu gândul de a-l mângâia. Elifaz, Bildad și Țofar încearcă să explice suferința ce a cuprins viața lui Iov ca fiind o urmare a păcatelor nerezolvate, fiecare argumentând dintr-o altă perspectivă. Iov răspunde la fiecare și se ține tare în neprihănirea lui, aceasta însemnând nu că nu a păcătuit, ci că și-a rezolvat toate păcatele. Iov se ține tare în neprihănirea lui, exprimându-și în repetate rânduri perplexitatea ce o resimte în fața suferinței de care are parte. Conflictul, dialogul dintre ei escaladează și ajunge astăzi la un punct culminant. Am ajuns astfel la capitolele 22 la 24. Și dacă credeți că e mult, suntem abia la jumătatea cărții. Dacă vi se pare că lucrurile se cam repetă, ele au, conțin totuși câteva aplicații practice pentru noi. Dacă aveți impresia că lucrurile se tot repetă și nu mai putem scoate nimic, astăzi vă propunem trei aplicații cât se poate de mari și de concrete din dialogul de astăzi. Dacă vi se pare că se cam repetă, cartea este repetitivă, vă înțeleg. Mi-aduc aminte de fratele meu, care îmi spunea, când eram copil, preferam să-mi dea mama o mamă de bătaie decât să-mi repete mereu același lucru de mai multe ori sub mai multe forme. Așa că, în ciuda poate a iritării ce am putea o simți că citim și parcă seamănă cu ce am mai citit și parcă iarăși reluăm și iarăși se supără pe nedreptatea lumii și își ține partea. Cu toate acestea, cred că mai putem face un pas mai departe și astăzi și nu mai sunt decât încă 4 pași de făcut până încheiem cartea. Cred că putem găsi ceva lucruri practice, învățături practice pentru noi. Astăzi, în capitolele 20 la 24, practic conflictul a ajuns la punctul suprem. Este, de fapt, ultima intervenție a lui Elifaz. Deja aici el explodează. Uitați-vă cum a escaladat conflictul până a ajuns unde a ajuns. Elifaz are prima intervenție în Iov, capitolul 4. Și ascultați tonul cu care vorbește lui Iov. Iov, dacă ar îndrăzni cineva să-ți vorbească, te vei supăra? Bine, dar cine ar putea să tacă? Iată că tu i-ai învățat pe mult și ai întărit mâinile slăbite. Frumos! Cuvintele tale i-au ridicat pe cei ce se clătinau și au întărit genunchii care se îndoiau. Dar acum, necazul a venit asupra ta și e supărat. Te atinge și ești îngrozit. Nu este oare teama de Dumnezeu încrederea ta? Iar curăția căilor tale speranța ta? Îi recunoaște toate acestea. Te rog, continuă el, adu-ți aminte, auzi, te rog, adu-ți aminte, a pierit vreodată un om nevinovat sau unde au fost nimiciți cei drepți? Aceasta este prima intervenție a lui Elifaz cu politețe și cu compasiune vorbește cu Iov. Elifaz intervine a doua oară în capitolul 15, când cuvintele sunt următoarele. Răspunde oare înțeleptul?
Se referă la Iov. Răspunde oare unul înțelept ca tine cu o cunoștință deșartă și își umple pântecul cu vântul de vest? Să se apere folosind cuvinte nefolositoare sau o vorbire fără folos? Tu, Iov, dai la o parte chiar și teama de Dumnezeu și împiedici cugetarea înaintea lui Dumnezeu. Oh, deja atacul este la persoană? Căci nelegiuirea ta îți învață gura și ai ales limba celor vicleni? Și apoi intervenția a treia lui Elifaz o găsim în capitolul 22. Și ascultați deja la ce nivel a ajuns conflictul. N-ai luat tu garanții de la frații tăi fără motiv? Oh. Ai despuiat pe oameni de îmbrăcămintea lor? Nu i-ai dat să bea apă celui obosit și n-ai vrut să dai pâine celui flămând, deși era un om puternic și țara era a ta. Erai un om onorat, trăiai în ea. Tu ai trimis pe văduve cu mâinile goale și ai zdrobit brațele celor orfani. De aceea ești înconjurat de curse și te înspăimântă groaza dintr-o dată. De aceea este atât întuneric încât nu poți vedea și te acoperă un șuvoi de ape. Cuvintele sunt îngrijorătoare. Pentru că odată portretul făcut lui Iov, acest portret făcut lui Iov, este neașteptat. Iov era prietenul lui. La început l-a caracterizat astfel. Tu ai învățat pe mult și ai întărit mâinile slăbite. Acum ai zdrobit brațele orfanilor. Cuvintele tale i-au ridicat pe cei ce se clătineau și ai întărit genunchii care se îndoiau. Portretul este nu doar șocant, este neașteptat, este tulburător, îngrijorător. Stai puțin. Iov este prietenul tău. Și imediat trebuie să te gândești atunci. Stai puțin. Dar cuvintele astea, portretul acesta făcut acum aici, spune mai multe despre Elifaz decât spune despre Iov. Pentru că ne putem întreba, stai puțin, Elifaz, cum de l-ai numit pe Iov un prieten al tău? Un astfel de om de nimic, cum îl descrii tu aici, cum de-l numești prietenul tău? Cum de ți-ai legat viața, a legat o prietenie cu un astfel de om de nimic, așa cum îl descrii tu? Cum de? De ce ai făcut-o? Poate că pentru că era un om cu vază și puternic în țara lui, te dai bine cu ea puternici? Să-ți meargă și ție bine? Cum de numești un prieten, numești prieten al tău pe un om de nimic, așa cum îl descrii tu? Ai avut niște interese? Este la iveală oare ipocrizia ta, lipsa ta de caracter? De ce te împrietenești cu un om? Doar pentru că are vază? Pentru că poți obține niște interese? Dacă așa dacă crezi că așa este Iov, așa cum îl descrii tu aici? Portretul este șocant, neașteptat. Portretul este și neadevărat. Iov era recunoscut în zonă ca fiind integru și drept. Se temea de Dumnezeu și se ferea de rău. Așa îi mergea vestea. Așa îl vede chiar și Dumnezeu. Din acest portret pe care îl avem în fața ochilor, este evident că conflictul a ieșit de sub control. Iată un prim domeniu în care putem face o aplicație. Când conflictul iese de sub control, când ne aflăm într-un conflict, când intrăm noi într-un conflict, ce avem de făcut? Cum ar trebui să ne raportăm la conflict? Pentru că conflictul este inevitabil, însă reconcilierea este posibilă. Haideți să încercăm o aplicație, o scurtă aplicație pe administrarea conflictului. Până la urmă, este o realitate în care trăim. Viața este prea scurtă pentru a ne permite conflictele, pentru a ne permite relații rupte. Pentru că chiar și în relațiile cele mai strânse și mai armonioase apar neînțelegeri, apar diferențe de opinie, apar momente delicate și chiar conflicte. Tocmai de aceea, haideți să aruncăm o scurtă privire cât se poate de practică în lumea aceasta a conflictului, a administrării lui. Să învățăm poate să gestionăm conflictele într-un mod mai constructiv decât am făcut-o până acum. Să nu lăsăm să ne divizeze sau să ne aducă suferință. Conflictele în care intrăm vrând nevrând au câteva cauze. Una din aceste cauze este păcatul, bineînțeles. Păcatul creează conflict.
Pentru că păcatul înseamnă rănirea cuiva într-un fel sau altul. Și atunci când păcatul generează un conflict, ce ne învață Scriptura? Ne învață Scriptura că credinciosul are datoria de a confrunta și restaura pe cei care trăiesc în păcat. De a confrunta pe cei care păcătuiesc și a-i restaura pe aceștia. Procedura o găsim în Matei 18, este în general cunoscută. Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, tu du-te și mustră-l doar între tine și el. Adică tu ești cel rănit, tu te-ai simțit rănit de păcatul lui, indiferent ce formă are, abordează-l, discută cu el, inițiază reconcilierea. Cel rănit are dreptul, poate să genereze, să ia inițiativa. Pentru că de multe ori cel care rănește, poate nici nu știe că a rănit. Dacă te ascultă, l-ai câștigat pe fratele tău. Dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine una sau două persoane, pentru ca orice vorbă să fie bazată pe cuvântul a doi sau trei martori. Dacă nici de ei nu va ține seama, spune acest lucru bisericii. Dacă nici biserica nu va ține seama, nici de biserică nu va ține seama, atunci să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș, ca un colector de taxe. Învățătura Scripturii este confruntă și încearcă să restaureze. Scopul este corectarea și restaurarea. Astfel spune Pavel în Galateni 6:1. Fraților, dacă un om este prins în vreo nelegiuire, voi care sunteți spiritual să-l corectați cu Duhul blândeții și fii atent la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu. Deci păcatul este una din cauze. Mai sunt și alte cauze care pot genera conflict. De exemplu, diferențele de viziune, de strategie, eu știu, de abordare a vieții în diferitele ei domenii. Și acestea pot genera conflicte. Aduceți-vă aminte de conflictul din Fapte, capitolul 6, în care pur și simplu împărțirea unor ajutoare în comunitatea de credință generează un conflict major, astfel încât apostolii se organizează, numesc niște diaconi care apoi se poartă de grijă de lucrurile acestea. Până și o strategie, un mod de abordare a unei lucrări, în diferite domenii ale vieții, poate să genereze conflict. În viața de familie, educația copiilor poate să genereze conflicte între părinți sau între familii. Eu știu, munca, profesia, viața bisericii, politica, sportul, nu mai vorbesc, diferențe de înțelegere, de abordare, de cristalizare a intereselor noastre. Și acestea pot crea conflict. Și bineînțeles, cel mai aproape de noi, dacă vreți, sunt relațiile interpersonale, o altă cauză posibilă de conflict. Pentru că multe conflicte se datorează vanității, invidiei, egoismului, neiertării, dorințelor sau așteptărilor neîmplinite. Iacov, capitolul 4, versetul 1 și 2, o afirmă cât se poate de clar. De unde vin luptele și conflictele între voi? Nu vin oare din plăcerile voastre, care se luptă în părțile trupului vostru? Voi poftiți, dar nu aveți. Ucideți și invidiați, dar nu puteți obține. Vă certați și vă luptați, dar nu aveți, pentru că nu cereți. Până și dorințele legitime pot evolua în pretenții sau idoli care să ne controleze și să ne conducă să-i judecăm pe alții și apoi să evităm sau să-i pedepsim când nu obținem ceea ce ne dorim. E bine, o unealtă care ne poate fi de ajutor, pe care aș vrea să vă prezint, este o unealtă dezvoltată de organizație creștină care se ocupă cu rezolvarea conflictelor, făcătorii de pace, împăciuitorii. Și această dinamică a conflictului o putem vedea în imaginea care urmează. Ne poate fi de ajutor vizual vorbind, pentru că undeva, am să o explic foarte pe scurt și foarte repede, undeva ne putem regăsi pe noi înșine, poate să fie o oglindă pentru noi, să te vezi cum reacționezi, care sunt tendințele tale, când te afli într-un conflict și poate poți să iei niște măsuri. Așa că atunci când vine vorba de un conflict, există câteva abordări, două extreme și una de centru. Extrema stângă, dacă vreți, este pacea simulată. Pacea simulată. Unii preferă evadarea din conflict.
Când vine vorba de un conflict, unora dintre noi ne place să fugim de el. Odată, evadarea aceasta are vreo trei faze. Negarea, adică pretinzi că problema nu există. Nu există, nu s-a întâmplat nimic. Abordarea asta duce la o eliberare temporară, prin negare, dar în timp agravează situația. Gândiți-vă la exemplul lui Eli, preotul Eli și fiii lui. Eli neagă că fiii lui nu sunt la locul lor și nu trăiesc cum trebuie. Negarea problemei n-a dus nicăieri o eliberare temporară, dar a agravat maxim situația. Apoi, fuga. Fuga de conflict. Aceasta poate însemna retragerea din relație, demisia, divorțul, schimbarea bisericii. Fugi de conflict. Nu vrei să discuți lucrurile până la capăt. Am greșit? Am plecat. E bine, în circumstanțe extreme, fuga poate fi legitimă, ne gândim la David și la Saul, dar în cele mai multe cazuri, fuga doar amână soluționarea, nu o rezolvă. Și sigur că al treilea stadiu cel mai extrem este sinuciderea. Și nu este o exagerare, am întâlnit astfel de cazuri în viață în care un conflict foarte puternic, omul își pierde speranța și este posibil să încerce să-și ia viața. E bine, sinuciderea nu este niciodată o cale potrivită de a soluționa un conflict. Este o soluție permanentă la o problemă temporară, cum îmi place să zic. Deci, extrema stângă este pacea simulată. Extrema dreaptă este pacea ruptă. Aici nici nu intră în discuție vreo rezolvare. Este pacea ruptă. Alți oameni, când intră în conflict, preferă să atace. Aceștia sunt de obicei oamenii cărora le place să dețină controlul. Oamenii care preferă să învingă mai mult decât să salveze o relație. Ei trebuie să câștige. Am intrat într-un conflict, mergem până la capăt. Eu trebuie să câștig aici. Și astfel, extrema dreaptă, pacea ruptă, are și ea câteva faze. Și se manifestă în felul următor, la unii, printr-un asalt. Asaltul caută să-și domine oponentul folosind intimidarea, atacuri verbale, bârfă, calomnie, violență verbală, fizică, falimentarea financiară sau profesională, îl asaltezi pe cel care ți-a greșit, cel cu care ești în conflict. Sar pe el cu tot ce ai. O astfel de abordare întotdeauna înrăutățește situația. Apoi, pacea ruptă, o altă fază a ei poate fi litigiul sau procesul juridic. Chiar dacă unele situații sunt legitime de a fi duse în instanță, să nu uităm că Pavel însuși cere să fie judecat de Cezar, fac apel la Cezar, spune el în Fapte 24. Chiar dacă uneori unele situații sunt legitime de a fi duse în instanță, procesele, litigiile de felul acesta, de obicei strică relațiile, diminuează mărturia creștină, și deseori eșuează în obținerea dreptății complete. Rare ori reușește să facă o dreptate completă. Pentru că odată intrat într-un litigiu de felul acesta, relațiile se strică mai tare. Nu mai vorbim de mărturia creștină pe care Pavel o menționează în 1 Corinteni. Și de foarte puține ori reușește să obții o dreptate completă. De cele mai multe ori tot nu pleci mulțumit de rezultate în urma unui litigiu. Tocmai de aceea, credincioșii sunt încurajați să facă orice efort posibil pentru a-și rezolva diferendele în cadrul comunității de credință, mai degrabă decât în fața justiției civile. Uitați-vă în Matei 5, în 1 Corinteni 6. Sigur că a treia fază extremă este omorul, spun ei. În cazuri extreme, oamenii pot deveni atât de disperați în a câștiga disputa, încât ajung să treacă la omor. Sigur, în viața de zi cu zi, rare ori se ajunge la crimă, dar omor în ochii lui Dumnezeu sunt și vorbele jignitoare, dure și răzbunarea. Extrema stângă, extrema dreaptă, împăcarea are de-a face cu zona centrală. Dar când vine vorba de împăcare, sunt două categorii de abordări. Împăcarea personală și împăcarea asistată.
Să le luăm pe scurt pe rând. Împăcarea personală. Haideți să mergem pe aceeași analogie. Este centru stânga. Împăcarea personală. Care are și ea câteva faze. Când ești într-un conflict, poate poți urmări aceste faze sau te poți vedea în oglindă. Împăcarea personală are următoarele faze. Trecerea cu vederea. Multe dispute sunt atât de nesemnificative încât pot fi trecute cu vederea. Proverbe 19:11 spune următorul lucru. Discernământul unui om îl face încet la mânie și este o onoare pentru el să treacă peste o insultă. Iată că împăcarea personală începe cu stadiul acesta. Uneori, trecerea cu vederea merită folosită. Și ce dacă m-a insultat? Eu n-am insultat pe nimeni? Niciodată? Dar cine sunt eu să nu fiu insultat de nimeni? Chiar așa de important sunt eu? Că cineva nu poate să mă insulte? Și iată un mod de gândire prin care te înveți să treci cu vederea. Pentru că este onorabil să treci cu vederea. Trecerea cu vederea este o formă de iertare. Este o decizie de a nu deschide subiectul, de a nu cloci amărăciune, de a nu te hrăni din insulta ce ai primit-o și încet, încet, de a te îndepărta de om. Ai fost insultat? Și ce așa mare lucru? Chiar tu ești de neatins? O altă fază a împăcării personale este reconcilierea. Dacă ofensa este prea mare pentru a fi trecută cu vederea sau a stricat deja relația, este nevoie de soluționare, de reconciliere. Și asta are loc prin mărturisire, ne spune în Matei 5, prin corectare, ni se spune în Galateni 6:1 și Matei 18, și prin iertare, ne spune Coloseni 3:13. Reconcilierea are loc prin mărturisire, corectare și iertare. Ăștia sunt pașii care conduc la reconciliere. Numai că împăcarea personală poate avea și un al treilea stadiu, negocierea. De ce? Pentru că uneori, chiar dacă am soluționat chestiunile relaționale, tot mai poate fi nevoie de rezolvarea unor chestiuni materiale, eu știu, finanțe, proprietăți, alte drepturi ce s-au fost încălcate. Uneori ai reconciliat relația, dar este nevoie și de stadiul negocierii. Aici, acesta se referă la o negociere reciprocă prin care fiecare parte, după ce s-au reconciliat, s-au împăcat unul cu altul, fiecare parte trebuie să fie satisfăcută, să ajungă la un compromis în care își reglează nevoile legitime. Fiecare dintre voi, spune Filipeni 2:4, să se preocupe nu doar de interesele lui, ci și de ale altora. Și în această negociere este un fel de, ok, asta las de la mine, asta las tu de la tine, ne împăcăm. Nu reconciliem nu doar relația, ci ne punem în ordine și pierderile pe care le-am suferit. Asta e împăcarea personală, dar uneori împăcarea personală nu reușește. Și atunci putem apela într-un conflict la împăcarea asistată, centru dreapta, dacă vreți. Dacă disputa nu poate fi rezolvată personal, Dumnezeu ne învață să cerem asistența altor credincioși. Și împăcarea asistată are și ea trei stadii, trei faze. Medierea, și trebuie să le înțelegem bine, medierea. Ești într-un conflict în care nu-i mai dai de capăt. Ai încercat toți pașii din Matei 18, ai făcut ce ai știut, personal ai încercat să te împaci cu persoana, nu iese nimic. Cere ajutor, medierea. Medierea implică o terță persoană obiectivă care să intervine în dialog și în căutarea soluțiilor. Atenție, mediatorii aceștia pot pune întrebări și da sfaturi, dar părțile aflate în conflict au responsabilitatea de a decide cum își vor rezolva diferendul. Adică mediatorul pune întrebări, dă sfaturi, îi ajută pe cei doi să înțeleagă fiecare perspectiva celuilalt, dar cele două părți aflate în conflict trebuie să decide ce au de făcut mai departe. Asta este medierea. Când nici asta nu funcționează, faza următoare poate fi arbitrarea, care implică tot așa o terță parte care ascultă argumentele fiecărei părți aflate în dispută și arbitrul decide soluția pentru ei. Și soluția aceasta are efect de constrângere. Uitați-vă, dacă vreți un exemplu biblic, la Pavel în 1 Corinteni, capitolul 6.
Pentru că păcatul din Corint nu era deloc abordat și era lăsat nerezolvat, Pavel aude situația, el este arbitrul, ascultă argumentele și spune, asta aveți de făcut. Și soluția lui are efect de constrângere. Deci mediatorul pune întrebări, dă sfaturi, dar părțile se înțeleg una cu alta și decid ce au de făcut. Arbitrul ascultă toate variantele și spune, asta aveți de făcut și toți trebuie să asculte. Dar dacă unul sau amândoi refuză să asculte, atunci intervine disciplinarea. Biserica trebuie să intervină, așa cum ne învață Matei 18, și să disciplineze părțile aflate în conflict. Bun, asta este un model. Un model care ne poate ajuta să ne organizăm gândurile, relațiile în care ne aflăm, conflictele de care avem parte. Dar în sine, pentru mine, omul, cum are loc procesul reconcilierii? Ce am de făcut eu în mod concret? Să intrăm în spatele acestui model. Cum are loc procesul reconcilierii? Sunt câțiva pași pe care sunt la îndemână, îi știm. Trebuie doar să-i practicăm. Unu, fiecare om are o poveste. Descoperă și extindeți perspectiva. Și celălalt are un punct de vedere. Stai și ascultă-l, extindeți perspectiva. Iacov spune în capitolul 1, frații mei prea iubiți, să știți aceste lucruri, orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și încet la mânie. Deci stai și ascultă, nu vorbi, ascultă și caută să înțelegi perspectiva celorlalt. Abordează discuția cu cel ce ți-a greșit, nu cu alții. Nu cu alții, cu cel ce ți-a greșit, ne învață Matei 18. Și această discuție ar trebui făcută în dragoste, nu doar că să te ventilezi. Spuneți adevărul în dragoste, zice Efeseni 4:15. Potolește-ți retorica și evită insultele. De ce? Pentru că nimeni în istoria umanității nu a învins pe cineva, nu a convins pe cineva, nu a câștigat vreun argument prin folosirea insultelor. Nimeni. O insultă nu te face să câștigi argumentul. O insultă nu te ajută să câștigi o relație, să rezolvi un conflict, niciodată. Acuzațiile produc sau insultele produc o reacție defensivă, așa că învață să ataci, să faci distinție între problemă și să ataci problema, nu persoana. Asta poate duce la clarificarea situației și la ușurarea cererii de iertare. Descoperă, deci, extinde-ți perspectiva. Caută să-l asculți și pe celălalt. Doi, dacă prima a fost povestea, asta e perspectiva. Privește situația în care te afli prin filtrul valorilor biblice. În Coloseni 3, de la 1, spune așa, dacă deci ați fost în viață împreună cu Hristos, căutați lucrurile de sus. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Privește situația din perspectivă biblică, din perspectiva valorilor Bibliei. Și perspectiva iarăși poate aduce lumină. Stai puțin, cum vede Dumnezeu chestia asta? Oare n-am exagerat și eu puțin? Oare vorbele acelea ale mele n-au contribuit la agitația celuilalt și la vorbele lui? Cumva, oare am făcut bine că am spus așa sau așa? Privește situația din filtrul valorilor biblice. Apoi, pasul al treilea, reflecția. Asumă-ți partea ta de responsabilitate. Evaluează-ți partea ta de vină în conflictul apărut. În Matei 7 mi se spune foarte clar, în orice conflict, caută să vezi bârna din ochiul tău, nu paiul din ochiul celuilalt. Întoarce reflectoarele spre tine. Eu ce am greșit? Evaluează-ți, de foarte multe ori, evaluează-ți motivațiile. Pentru că uneori spunem, a bine, dar vorbele mele sau faptele mele, ce-a fost așa de grav? Ce-a fost așa de jignitor acolo? Dar dacă ești sincer cu tine însuți și te uiți la motivația pentru care ai zis vorba cu tare sau ai făcut lucru cu tare, de multe ori motivațiile sunt mai tăioase și se transmit prin vorbe și prin fapte. Și atunci, dacă vrei rezolvarea conflictului și ești serios cu tine și cu Dumnezeu,
este bine să-ți evaluezi motivațiile. Nu faceți nimic, spune Pavel în Filipeni 2, nu faceți nimic din ambiție egoistă, nici din glorie deșartă, ci în smerenie să-i considerați pe alții mai presus decât pe voi înșivă. După ce ai înțeles povestea celuilalt, după ce te-ai uitat din perspectivă biblică unde au fost greșelile, după ce ți-ai văzut partea ta de vină, 4, croiește și implementează un plan de acțiune. Gândește un plan de acțiune, spune Proverbe 16:3, încredințează-ți Domnului lucrările și îți vor reuși planurile. Gestionarea conflictelor nu înseamnă că trebuie să fim întotdeauna total de acord cu celălalt. Gestionarea conflictelor poate însemna găsirea unor soluții comune sau ajunge la un compromis care să fie acceptabil pentru ambele părți. Dar pentru aceasta e nevoie de deschidere la dialog și flexibilitate în gândire. Iartă dacă ți s-a cerut iertare și dai adevărat, în unele cazuri, separarea este soluția cea mai bună. Și avem exemplul Avram și Lot, Pavel și Barnaba. Bun, aplic toți ăștia 4 pași și dacă nu-mi iese, ce fac? Dacă planul eșuează, continuă după tiparul din Matei 18. Dar mereu să ai în minte scopul, care nu este să câștigi argumentarea, ci să obții reconcilierea. Iată, din explozia necontrolată lui Elifaz, un conflict ajuns la maximum, iată poate o aplicație potrivită pentru noi astăzi sau potrivită pentru viața noastră în zilele ce urmează. La tot portretul acesta, Iov stă în loc și trebuie să răspundă. Și în capitolul 23, răspunsul lui Iov este neașteptat. Dacă până acum Iov vine și răspunde înapoi prietenilor săi, de data aceasta Iov ridică ochii și spune: unde ești, Doamne? Ascultați-l. O, de-a ști unde să-l găsesc, de m-aș putea apropia de locuința lui. Mi-aș aduce cauza înaintea lui, mi-aș umple gura cu dovezi, aș afla ce mi-ar răspunde și aș înțelege ce mi-ar spune. Iată, merg spre est, dar el nu e acolo. Merg spre vest, dar nu-l observ. Când el lucrează în nord, nu-l zăresc. Când se întoarce spre sud, nu-l pot vedea. În alte cuvinte, Iov ascultă cuvintele ieșite sub controlul Elifaz și spune: unde ești, Doamne? Te caut. Nici măcar nu se obosește să-l contrazică. Se spune: cum îndrăznesc să spui că am rupt brațele orfanilor? Fapte, dovedește-mi. Cum mă calci în picioare în halul ăsta? Cum spui că am luat îmbrăcămintea oamenilor și am refuzat să le dau un pahar de apă? Dovedește-mi. Iov spune: nu, asta e prea de tot. Unde ești, Doamne? Este strigătul din acest capitol 23. El cu Dumnezeu vrea să stea de vorbă. La Dumnezeu caută ajutor. Și s-ar putea ca uneori când conflictul este la un nivel foarte înalt, contraargumentările să nu-și mai aibă rostul, eficiența. Și este poate momentul în care cauți ajutor în altă parte. Ceea ce mi se pare interesant, cum își încheie prima parte a răspunsului din capitolul 23, cum încheie capitolul 23, mi se pare interesant că strigătul lui Iov este următorul: Dumnezeu mi-a tăiat inima, cel atotputernic m-a umplut de groază. Și ascultați, căci nu întunericul durerii mele mă nimicește, nu durerea pe care o simt în corp, nu întunericul durerii mele mă nimicește, nici negura în care sunt înfășurat. Ci cine? Nu durerea bolii îl chine cel mai mult, ci faptul că nu-l vede pe Dumnezeu. Că Dumnezeu îi pare ascuns. Oare găsim aici o aplicație pentru noi astăzi? Pentru că experiența lui Iov este și experiența noastră. Ascunderea lui Dumnezeu. Ce fac când Dumnezeu se ascunde? Este o aplicație despre credință până la urmă. Unde este Dumnezeu când sufăr? De ce se ascunde? De ce nu sare imediat? De ce nu este perceptibil în viața omului care suferă? De ce? Pentru că
ar interfera cu liberul nostru arbitru. Dumnezeu nu se folosește de arma irezistibilului sau a indiscutabilului, cum zice C.S. Lewis. Dumnezeu nu poate sili, El poate doar curta. Asta este esența Lui. El, dacă ar veni irezistibil în fața cuiva, n-ar mai fi o alegere liberă acolo. Unde ar mai fi credința? Cum s-ar mai naște credința? Dumnezeu nu a ales opțiunea autoritară de a interacționa față în față cu fiecare persoană în parte, ci a ales o metodă de raportare la om care să nu anihileze voința liberă. Isaia, în capitolul 45 cu 15, spune un lucru surprinzător. El recunoaște această ascundere a lui Dumnezeu. Ascultați-l. Tu ești un Dumnezeu care te ascunzi. Dumnezeul lui Israel, Mântuitorule. Adică ce spune Isaia? Spune, Mântuitorul se ascunde. De ce? Ei bine, tocmai această ascundere a lui Dumnezeu catalizează credința în El. Creează mediul în care credința se poate naște și poate crește, în care credința ta se manifestă. Dacă Dumnezeu s-ar arăta în fiecare necaz în mod indiscutabil și irezistibil în fața ta, ce credință ți-ai mai dezvolta? Pentru că, nu e așa, definiția credinței o știm cu toții. O găsim în Evrei 11 cu 1. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Ascunderea lui Dumnezeu îți dă ocazia să-ți întărești credința. Pentru că credința este actul prin care rămâi lângă lucrurile pe care rațiunea le-a acceptat, în ciuda emoțiilor schimbătoare, în ciuda situațiilor grele prin care treci. Credința este actul prin care rămâi, o puternică încredințare, o încredere neclintită, rămâi agățat de Dumnezeu în ciuda emoțiilor prin care treci, în ciuda situațiilor pe care nu le înțelegi, în ciuda ascunderii lui Dumnezeu, că nu e acolo când crezi că ai nevoie de El. Și atunci, ascunderea lui Dumnezeu are un rol benefic pentru credința noastră. Iov știe asta și se ține din nou tare în neprihănirea lui. Este un fir roșu în toată cartea. Iov este acuzat și lovit din toate părțile, din cele mai neașteptate colțuri. Și Iov ce face? Perseverează. Întreaga carte vorbește despre perseverența lui Iov și este o mână întinsă către noi, perseverența noastră a sfinților. Iov se ține tare în neprihănirea lui, iarăși, din nou, și aici. Ascultați-l. Dar el, versul 10, știe calea pe care o urmez. Când mă va încerca, voi ieși ca aurul. Se ține tare. El nu se lasă destabilizat. M-am agățat de Dumnezeu, eu știu în cine cred, știu că răscumpărătorul meu e viu, vă aduceți aminte? Eu nu mă las de El. Și dacă nu-L văd nici la est, nici la vest, nici la nord, nici la sud, mă țin de El. Piciorul meu s-a ținut de pașii săi, am păzit calea sa și nu m-am abătut de la ea. Nu m-am îndepărtat de porunca buzelor sale, am prețuit cuvintele gurii sale mai mult decât porția mea de hrană zilnică. Așa se încheie capitolul 23. Unde ești, Doamne? Nu știu unde ești, dar eu de tine nu mă las. Poate fi o încurajare, o învățătură pentru noi? Poate. Și Iov își încheie răspunsul în capitolul 24, din nou recurgând la o răbufnire în fața nedreptăților vieții, a injustiției. Se pare că aceste răbufniri sunt foarte omenești. Mă corectez de ele și mă trezesc din nou făcându-le. Mai ales cei care avem un puternic instinct de dreptate. Am vrea să rezolvăm lucrurile, uite așa. Să facem dreptate imediat, stai puțin. Asta nu-i drept. Ne auzim mereu încă de când sunt mici copiii noștri. Nu-i drept. Au 4 ani, 5 ani și spun, nu-i drept așa. Serios?
Instinctul acesta este puternic și vine și revine. De ce nu hotărăște cel atotputernic vremuri pentru judecată? De ce așteaptă în zadar astfel de zile cei ce-l cunosc? Și între capitolul 24, Iov răbufnește pe aceeași temă. Uite câte rele fac ăștia, uite-te ce viață au, ce se întâmplă. Poate ultima aplicație legată de perplexitățile acestea, de nedumeririle acestea în fața injustiției vieții, poate că ne poate ajuta la încheiere. Este clar că nedreptatea este la ea acasă în societatea umană. Viața este o junglă condusă de legea ei, celor tare stăpânește. Nedreptatea din viața noastră este, din lumea noastră, este cât se poate declară și Richard Wurmbrand o prezintă într-un mod foarte plastic și memorabil. El spune următoarele cuvinte, citez. A spune că omul se trage din maimuță este o insultă pentru maimuțe. Asta pentru că, continuă el, maimuțele nu se sfâșie unele pe altele cum se sfâșie oamenii între ei. Memorabil. Dumnezeu ne-a lăsat într-o lume strâmbă ca să căutăm dreptatea după care o tânjim. Lumea strâmbă în care trăim, revolta ce o simțim, răbufnirea ce o simțim, ne spune că de fapt există un standard al dreptății. Nedreptatea din lume de fapt ne spune că noi știm că lumea nu-i bine cu noi. Ce învățătură putem extrage cu privire la perplexitatea pe care nedreptatea o ridică? Trei lucruri foarte repede. Poate ne ajută în liniștirea sufletului nostru. 1. Perplexitatea nu ar trebui să ne ia prin surprindere. Să nu uităm că vorbim despre un Dumnezeu transcendent, care ne-a spus de atâtea ori că gândurile mele, gândurile lui, nu sunt gândurile noastre. Perplexitatea nu ar trebui să ne ia prin surprindere. Perplexitatea nu este păcat. Nedumerirea, a fi de nedumerit, dezorientat de mersul vieții, nu este păcat. Și acest adevăr ar trebui să ne aducă mângâiere. Știu că sunt oameni care lasă impresia că modalitățile de lucru la Dumnezeu sunt totdeauna simple și clare. Și au explicație pentru orice lucru și cerul pare întotdeauna luminos și strălucitor. Noi știm că nu e așa. Pavel știe că nu e așa. Pavel în miezul lucrării sale spune, suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtoare. În grea cumpănă, dar nu deznădăjduiți. Prigoniți, dar nu părăsiți. Trântiți jos, dar nu omorâți. Perplexitatea în sine și de una singură nu este păcat. Pentru că mințile noastre finite și slăbite de păcat nu înțeleg toate lucrurile. Dar perplexitatea poate deschide ușa pentru păcat. Dacă nedumerirea, perplexitatea se cuibărește în mintea noastră, ispita poate bate la ușă. Dacă stai și coci amărăciunea asta în tine cu privire la nedreptatea vieții, la de ce mi se întâmplă astea, punând mereu întrebarea de ce, mai mult decât întrebarea cum, vă aduceți aminte? Iisus niciodată nu răspunde întrebarea de ce. Răspunde întrebarea cum și ce ai de făcut ca să ieși din situația în care ești. Perplexitatea poate deschide ușa pentru păcat. Și care e soluția? Ne învață Asaf, ne învață Iov. Privește la Dumnezeu, mută-ți privirile de pe problemă, pe Dumnezeu. Exact ce face și Iov. Unde te găsești, Doamne? Unde ești? Ție vreau să mă plâng, că nu mai am la cine. Privește la Dumnezeu și perseverează în credință. Și îl vedem pe Iov făcând-o și în capitolul 1 și în capitolul 2. După ce pierde tot ce avea, inclusiv 10 copii într-o zi, el spune, Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele lui, numele Domnului binecuvântat. Și în capitolul 2, când boala îl măcina și se scărpina cu un ciop de sticlă, soția lui îi spune, încă rămâi neclintit în integritatea ta, blestemă-l pe Dumnezeu și mori, adică încetează să mai perseverezi, rupeți relația cu el, termină cu el. El i-a răspuns, vorbești ca o femeie nebună, ce să primim de la Dumnezeu doar binele și să nu primim și răul? Înțelegeți cât de agățat e de Dumnezeu? El nu se lasă, el perseverează. Și ce-ți poate da perseverența asta uriașă? Poate marea învățătură din cartea Iov, cel puțin pentru mine. Pentru mine a fost învățătura nouă de anul acesta, din cartea Iov. Și anume, ați mai auzit-o?
dar pentru mine a fost nouă. Dumnezeu nu conduce universul strict după principiul justiției. Și n-am de ce să mă revolt. De ce nedreptate? Nu-i drept. Pentru că Dumnezeu nu conduce universul strict după principiul justiției. Dacă l-ar conduce așa, eu aș fi primul pedepsit. Când am pretenția să conduc absolut drept, trebuie să mă aștept că eu încasez primul. Și așa cum îmi place ca eu să fiu tratat cu îndurare și cu har, trebuie să accept că Dumnezeu poate trata cu îndurare și cu har și pe cei răi, ca să le mai dea o șansă. Și atunci mă bucur că Dumnezeu își ajustează dreptatea cu îndurare și cu har. Așa că în încheiere, nu te lăsa dezechilibrat de nedreptățile vieții. Va veni și o zi a îndreptărilor. Așa și încheie Iov răspunsul, versetul 19 și 20. După ce își dă drumul și răbufnește, spune, așa cum seceta și căldura înghit apele zăpezii, tot astfel locuința morților înghite pe cei ce au păcătuit. Pântecul mamei îi uită, iar viermele îi găsește gustoși. Nimeni nu-și mai aduce aminte de ei. Astfel, nedreptatea este zdrobită ca un copac. În alte cuvinte, eu nu mă las dezechilibrat de nedreptățile vieții, vine o zi a îndreptărilor. Așa că, în impasul în care este posibil să te afli, împacă-te cu vremurile care vin peste tine și caută să le răscumperi, să scoți ceva bun din ele. Vă invit să plecați capul, să închidem ochii. Și să stăm înaintea feței lui Dumnezeu singuri. Suntem acolo. Și pe Dumnezeu nu-L nici păcălim, nu-L nici manipulăm, n-avem cum să-L învăluim în niciun fel. Dacă ești chinuit de vremurile în care te afli și Dumnezeu pare ascuns, poate vremea să îți muți privirea de pe problemă, pe El, și să stai agățat acolo. Poate asta este lecția cu care poți merge acasă. Împacă-te cu vremurile care vin peste tine. Împacă-te cu ele. Ele vin. Le poți opri. Au venit peste tine. Ce să mai faci? Încearcă să le răscumperi și să vezi dacă poți învăța ceva. Dacă te afli într-o situație conflictuală cu cineva sau cu mai mulți, poate este vremea să asculți și povestea lor, să privești situația din perspectiva Scripturii, nu doar a ego-ului tău, să te uiți la partea ta de responsabilitate și apoi să-ți faci un plan de acțiune. Doamne, ai milă de noi. În mâinile tale ne încredințăm viața și lumina ce ai pus-o în noi, Doamne, vrem să strălucească. Vrem să ne purtăm lumina ce am primit-o de la tine. Să ne-o purtăm în lume cu încredere. Ajută-ne, Doamne!